Noul șef al Serviciului de Informații și Securitate va fi o persoană din afara sistemului. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu, care a precizat că există deja un candidat pentru acest post. Șeful statului a mai precizat că acesta a colaborat în trecut în activitatea sa cu Serviciul de Informații și Securitate. La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu susține că cererea de demisia lui Alexandru Esaulenko va fi examinată joi în plenul legislativului și nu este legată de evenimentele din ultima perioadă. Dumnealui a expirat mandatul, din câte cunosc eu. Acum a venit cu cererea, noi am luat act, joi o să aprobăm o hotărâre prin care acceptăm cererea și deja o să deruleze alte proceduri. Este apanajul doamnei președinte, când va considera că e momentul, dacă are candidatul, să emită un decret prin care desemnează, propune nouul candidat. Serviciul de Informații și Securitate se află în subordinea președinției, iar Maia Sandu a declarat că este mulțumită de activitatea lui Alexandru Esaulenko la SIS. Parlamentul a anunțat luni că el și-a depus cererea de demisie pe motiv că și-a găsit un alt loc de muncă. Esaulenko nu a fost de găsit la telefon pentru comentarii.